numesc Achim Lucia, sunt din Baia Mare și provin dintr-o familie de creștini, practicanți evanghelici. Am crescut în biserică, iar la 20 de ani, după 20 de ani, l-am cunoscut pe soțul meu, actualul meu soț, cu care m-am căsătorit. El este creștin ortodox și am plecat în viață, în lume. Am început căsătoria și această viață. Am doi copii. Sunt mari acum. Pe parcursul acestei călătorii care a însemnat căsătoria, viața în doi, apoi în patru cu copii, s-au strecurat uneori și griji, și frici, și îndoieli, și poate nesiguranță. Uneori supărări, neiertare, și s-au adunat. Poate în căsnicie, la locul de muncă, viața de zi cu zi. A fost așa parcursul acesta, o viață trăită în ritm, mai alert, așa cum trăiește toată lumea, cum a trăit toată lumea. Apoi, în timp am început să mă uit la televizor și am găsit și postul de televiziune Alfa și Omega. M-am uitat din când în când, nu aveam emisiuni, nu știam exact ce programe se difuzează, dar uneori mai porneam televizorul când am trecut pe post, uneori poposeam acolo pentru un timp, o emisiune sau mai puțin. Și am început să văd unele lucruri și să le aud care nu le știam. Am trăit într-o biserică, apoi am practicat și am mers în biserica ortodoxă împreună cu soțul meu, dar au fost foarte multe lucruri pe care eu nu le-am știut. Cumva nu le-am auzit, poate în tinerețe am fost prea tânără și nu le-am reținut pe toate. Și am început așa să se deschidă o dorință de a cunoaște mai mult. Și să ascult mai mult, să urmăresc emisiuni. Mi-a plăcut și îmi place și acum Calea adevărul și viața ca emisiune. Îmi place mult. Apoi am descoperit și puterea rugăciunii și altele. Inclusiv despre Israel, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. A fost așa descoperirea unei istorii, a unui popor despre care nu știam nimic. Aproape nimic. Și cumva a început să crească în mine dorința de mai mult, dar nu am știut cum, decât așa, prin televiziune. Apoi, într-o seară, s-a reluat o emisiune referitor la Healing Room, Oradea, parcă avea o cameră de rugăciune, Healing Room, și s-a difuzat. Așa am simțit că am nevoie și eu de rugăciune, să fiu slujită. Aveam un bagaj în spate de-a lungul anilor și m-am zis, wow, ce bine ar fi să pot să ajung și eu acolo. Am scris acestei la Oradea, la biserică, și de acolo am primit un răspuns. Știți, nu este nevoie să veniți până la Oradea. Vă recomand cu căldură Healing Room din Baia Mare, Biserica Philadelphia. N-am auzit niciodată despre Biserica Philadelphia, nu cunoșteam pe nimeni, nimic. Am intrat pe site-ul lor și am încercat să văd persoane de contact, număr de telefon, cum să ajung acolo. Nu prea m-am descurcat suficient de bine, n-am găsit numărul lui Nușa și atunci, printr-o cunoștință, am zis, dacă tu știi de toate, spune-mi și mie unde e Biserica Philadelphia din Baia Mare.
Și i-am făcut rost de numărul de telefon cu Nușa, am ajuns la Biserica Philadelphia, la Healing Room, la slujire. A fost așa, prin septembrie. A fost mai mult decât m-am gândit eu că va fi Healing Room. Am auzit la emisiune cum și ce se face la Healing Room, dar și am participat la foarte multe rugăciuni și în Biserica Ortodoxă și tânără fiind în biserica din care fac parte și părinții mei evanghelică, dar cumva astea au fost pentru mine, au fost câteva persoane care m-au slujit doar pe mine și asta a contat foarte mult. A fost un spațiu foarte intim în care am putut să-mi descarc bagajul care îl aveam în spate cu tot ce a fost, știu eu, tot ceea ce am simțit că trebuie să scot afară, să dau afară. Așa cumva o ședință la psiholog, dar de data aceasta Iisus a fost cel care a fost prezent și care a orchestrat toate lucrurile mult mai bine decât ar fi făcut un psiholog. Tot ce am avut, toate apăsările, toate nemulțumirile, toate supărările, toate le-am lăsat acolo, în camera aceea de rugăciune, de vindecare. Fiecare a primit din partea Domnului ceva pentru mine. Și am știut că este de la El și pentru mine, pentru că sunt lucruri care numai El și eu le știam. Nici o persoană prezentă nu știa lucruri despre mine, pentru că nici una nu m-a cunoscut. Ne-am întâlnit așa jos, au venit după mine în parcare, m-am prezentat și atât a fost. Atunci ne-am cunoscut și ne-am văzut pentru prima dată cu toate femeile prezente. A fost o operație, aș putea spune, pentru că am avut parte de un tratament, ca și operație. Tot a ieșit afară, am scos afară, s-a curățat prin rugăciune și am ieșit o altă persoană, fără bagaj. Am o reîntâlnire cu Domnul. O împăcare și după aceea am fost invitată la biserică. Am mers la biserică, am onorat invitația și a fost pentru mine prima întâlnire ceva wow. N-am mai participat la o biserică în care era atâta bucurie, cântec, ceva ce n-am mai experimentat. Dar a fost un balsam pentru sufletul meu. Erau acele versete proiectate, cântece, care simțeam că îmi vorbesc. Era cumva prezența Domnului. Simțeam. Ca o paranteză, am zis, Doamne, este așa multă muzică. Și așa m-am amintit cum scrie în Biblie că și David juca în fața carului care ducea chivotul. Și am zis, bun, Doamne, atunci pot să mă bucur și eu de timpul ăsta de laudă și închinare, fără să mă simt cumva că nu sunt la locul potrivit sau că Dumnezeu n-ar fi acolo. Nu, a fost prezența Lui și pentru mine a fost foarte frumos. În anii în care am început să mă uit la postul televizional Alfa și Omega, așa uneori
s-a ridicat așa în mine dorința de a citi Biblia. N-o citisem. Nu toată. Selectiv. Poate Noul Testament un pic, nu prea înțelegeam mare lucru din ea. Am început să o citesc și am început să am mai multă înțelegere. Cumva vedeam și emisiuni, se lega de ceea ce am citit, primeam răspunsuri. A fost așa cumva crescută, aș putea spune, meditată personal de postul de televiziune, pentru că nu aveam cu cine atunci, pe vremea aceea nu aveam cu cine să împărtășesc, să vorbesc mai mult despre lucrurile astea, despre Dumnezeu. Învățăturile au fost multe, de toate felurile, și curiozități în căutarea aceasta, că a fost o căutare. A fost o căutare. Practic, am căutat și în psihologie și am căutat și în cărți, de toate felurile. Cumva că este ceva mai mult, vreau ceva mai mult. E prea puțin, trebuie să fie ceva mai mult dincolo de ceea ce văd eu, de ceea ce este. Și așa a început călătoria mea, apoi am început creșterea în biserică, pentru că s-a ocupat de mine, am fost un mic copil, bebelaj, spiritual, și a început să se ocupe de mine și cu toată dragostea, și m-am simțit și mă simt ca într-o familie. Este extraordinar, o familie unde fiecare este întrebat, unde fiecare este mângâiat, unde fiecare primește un cuvânt de încurajare, pentru că uneori poate nu vii cu cea mai bună stare la biserică, dar cineva este care să te încurajeze tot timpul, și minunat lucrul ăsta. Nu este acea sobrietate, starea noastră de a fi cumva pe silențios, de a fi tăcuți, de a fi smeriți în fața Domnului fizic cumva. Că mai mult trebuie să fim sufletește decât fizic. Și am primit toată dragostea și încurajarea în biserică. A, soțul meu încă nu este întors. Dar eu sunt la locul potrivit și momentul potrivit, acolo unde Domnul m-a pus. Și sunt mulțumitoare pentru asta. Așa, de la televiziune pot să spun că acele emisiuni pe care le-am văzut pe postul de televiziune, și după ce am început să citesc Biblia, am început să citesc Noul Testament, ca oricare creștin, și ceva spunea nu Biblia. Biblia. Și am reluat Biblia. Așa, cam în decurs de un an am recitit din nou din Vechiul Testament până la Noul Testament, și în acest timp Dumnezeu a pus în mine dragoste pentru Israel. Din belșug și prin televiziune, prin emisiuni, din belșug. Am fost în Israel și a fost o reală bucurie. Și toate astea prin televiziune, că nu prea aveam cu cine să vorbesc și cum să ajung să cunosc așa de multe.